Această inițiativă de rugăciune și de mărturisire se face la inițiativa, se face prin parohia noastră, Sfânt Apostol și Evanghelist Ioan. Organizator este domnul Daniel Someșanu. Mă bucur că dragii mei colegi, părintele Vasile și părintele Claudiu, au răspuns invitației noastre. Au fost invitați mult mai mulți preoți, dar după cum știți este o zi nepotrivită pentru preoți ca să iasă la astfel de manifestații, pentru că sunt foarte ocupați, au multe servicii religioase. Eu mă bucur că sunt alături de frații mei aici, mă bucur că ați venit și dumneavoastră. De ce? Considerăm că este, astăzi se întâmplă un precedent foarte trist. În orașul nostru se promovează gay pride, deci mândria de a fi homosexual. Conform tradiției, credinței noastre creștine, Sfânta Scriptură, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, ne spun limpede că această boală nu este deloc bineplăcută lui Dumnezeu. Și aleg aceste cuvinte decente și frumoase numai din dragoste pentru frații noștri care suferă de această boală. Am venit aici ca să ne exprimăm atașamentul, credința în bunul Dumnezeu, fidelitatea față de Sfânta Scriptură și tot ce ne învață ea și față de Biserica care ne duce pe calea mântuirii. Am venit aici și pentru ca să ne rugăm pentru cei care cad în această boală, în acest păcat și care, din păcate, sunt orbi și nu-și dau seama de suferința lor. De ce vrem să exprimăm această poziție a noastră? Pentru că în Canada s-au început aceste marșuri gay acum 20 și ceva de ani, la început probabil timid, iar astăzi cu tristețe am văzut că însuși prim-ministrul Canadei este în fruntea manifestanților. Încă asta nu ar fi nimic, dar mai trist este că această ideologie numită gender este un neocomunism sau un sexomarxism care se impune ideologic și pe plan politic se impune în lume și în țara noastră inclusiv. Mai trist este că se încearcă promovarea homosexualității ca normalitate. În speță, Lituania zilele acestea a respins căsătoria homosexualilor, considerarea lor ca familie, cu posibilitatea de a adopta copii. Dar, din păcate, Germania, acum zilele acestea, recent, au admis căsătoria homosexualilor. Aceasta presupune posibilitatea lor de a adopta copii și de a-i forma în acest mod de gândire, în această eroare și această boală, credem noi. Mai trist este că în țările în care există deja o tradiție în a afirma, a se normaliza relațiile acestea de tip homosexual, propaganda a intrat în școli, în universități. Prin școală, prin universitate, tinerii noștri practic sunt spălați pe creier și sunt îndoctrinați în sensul acesta. Ei, aici sunt cele două mari îngrijorări ale noastre. În primul rând, posibilitatea dânșilor de a adopta copii și de a-i forma în spiritul acesta greșit, nesănătos, și propaganda care se face în rândul tinerilor, propaganda din școli, pentru că acestea sunt vizate. Am văzut pe internet, deja în unele țări cum e Canada, inclusiv în grădinițe, în statul Ontario, deja intră, așa zis, misionari gay care învață copiii de mici că această anormalitate este firească, ceva contra naturii. Chiar președintele Franței l-am văzut, din păcate, la o clasă de copii mici, 6-7 ani, le explica cât este de firesc ca ei să aibă doi tați și două mame. Noi suntem toleranți, noi îi iubim pe homosexuali, nu îi urâm absolut deloc, dar urâm păcatul și urâm boala aceasta. Medicul iubește pe pacient, dar nu poate să accepte boală.
Ei, trăim vremuri în care omul este atât de subiectiv încât crede că poate reconstrui realitatea și să ajunge la conceptul neomarxist de căsătorie pentru toți. Ori aici se deschide o altă poartă primejdioasă, cum este libertinajul acesta sexual fără limite, începând cu pedofilia. Sunt încercări chiar legislative în unele state de a se dezincrimina acest fapt înfiorător și toate celelalte. Se deschide practic prin acest concept căsătorie pentru toți, cutia Pandorei. Iar noi știm, creștinii, iudeo-creștinii din Noul Testament și Vechiul Testament, că se ajunge la o nebunie totală dacă se merge pe această cale. Nu vrem decât să ne rugăm pentru cei care sunt în acest păcat și această boală și să încercăm să convingem pe cât mai mulți dintre frații noștri să fie alături de noi în rugăciune pentru ca Dumnezeu să ne ocrotească de aceste lucruri primejdioase care se întâmplă în lume, tot mai agravat de la o zi la alta. Acum o să începem rugăciunea noastră. Sunt bucuros că este aici Părintele Vasile Istrate și Părintele Claudiu Melean și împreună cu tinerii de la ASCOR, aici domnul Bogdan Dincă, președintele ASCOR, Andrei, cântărețul nostru. Am bucuria să văd că între noi sunt și prieteni de alte confesiuni, catolici, baptiști. Cu toții suntem mari iubitori ai Sfintei Scripturi și următorii ai lui Hristos. Și suntem uniți în această fidelitate noastră față de Hristos, Sfânta Scriptură și Biserică. Acum propun să ne rugăm și să începem rugăciunea noastră. Vom face paraclis la Maica Domnului.